Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. Încerc să fie mai scurtuță. Mesaje de la o anumită persoană pentru voi. Va trebui să fiți foarte selectivi. Vă avertizez că uneori se întâmplă să ascultați energia voastră. Asta pentru că poate proiectați foarte multe emoții pe acest personaj sau poate că există o oglindire, dar ca să discerneți trebuie să fiți atenți. În principiu, nu doar la această etalare, dar am simțit nevoia să avertizez. Da? Să vă atrag atenția. Numărul 1, această lumânare roșie. Am vrut numai elemente roșii. Steaua roșie, numărul 2. Uiteți, o vedeți? Și floarea roșie, care știți bine că are și luminița. Vă puneți pauză, vă alegeți. Eu pun elementele deoparte. Începem. Încerc cu etalare simplă. Hai să vedem totuși niște mesaje mai ample. Mesaje pentru numărul 1. Ups! Wow! Wow! Țâc. Deci, prima. Ca să și clarific un pic. Prima, avem nevoie să stăm de vorbă, adică e cam cazul să stăm de vorbă. We need to talk. A doua, ați văzut-o și voi. Îmi pare rău. De ce eu fi pără rău? Ar trebui iar să clarific, dar acțiunile vorbesc puternic, mult mai puternic decât cuvintele. Probabil că aveți aspecte cu Marte și Mercur, unii dintre voi. Uneori îmi doresc să nu te fi întâlnit, să nu ne fi întâlnit. Eram bine înainte să apare în viața mea. Relație la distanță. Mesaj. Este o relație la distanță pentru mulți dintre voi. Și ultimul mesaj ar fi: te rog, ai grijă de tine. Aș vrea, dintre toate aceste mesaje, să clarific câteva. I'm sorry. Sunt foarte interesată, foarte curioasă. În legătură cu ce? I'm sorry a fost clarificat de 10 de monede. Încă o carte clarificăm. Îmi pare rău. I'm sorry. Știți bine ce înseamnă. Îi pare rău. Dar hai să vedem ce îi pare, de ce îi pare rău. Wow. Unul dintre voi este căsătorit. Pentru mine 10 de monede este cartea căsătoriei, a familiei, sau poate e o familie care influențează relația dintre voi. Acest personaj ori intuiește că este o familie, o căsătorie undeva între voi și trebuie să se elibereze emoțional, de-aia probabil că îi pare rău că, eu știu, că el, ea este căsătorită, că voi sunteți căsătoriți, că familia este la mijloc. Asta este problemuța. Eventual, pentru unii dintre voi, poate voi ați plecat, da? Poate voi ați plecat și lor le pare rău că ați plecat, dar, eu știu, încă mai au de rezolvat această familie, căsătorie, ce ar putea să fie. Vedeți? I'm sorry. Interesant că s-a oprit setul de cărți la valetul de cupe, care uneori asta reprezintă niște scuze. Temperanța este dorința de a echilibra situația, de a vindeca niște aspecte conflictuale care s-au creat între voi. Hai să mai clarific. We need to talk. Da. Aveți nevoie să stați de vorbă, dar haideți să vedem despre ce anume, că tot vedem, încercăm să vedem mesaje de la ei, niște mesaje. E alt format, nu cel cu care v-am mai obișnuit. We need to talk. Clarificăm. Despre ce ar trebui discutat? 10 de cupe, 7 de monede. Și această carte a vrut să vină Foarte multe. Aveți foarte multe de discutat. Cred că mă opresc cu aceste de cărți și cu clarificările la capitolul ăsta. Restul știți și voi că acțiunile vorbesc puternic, mai puternic decât cuvintele. Poate acest personaj nu folosește cuvinte. Poate voi nu folosiți cuvinte și trebuie să acționați. Unul dintre voi, sau poate amândoi, vă dați seama că și dacă ați vorbi, nu este suficient, este nevoie de acțiune. Interesant că a apărut magicianul. Dar hai să vedem. Deci, We Need to Talk a fost clarificat de 10 de cupe și 7 de monede. Da, sigur v-ați simțit foarte bine împreună. Cu siguranță. Dar acest bine nu este suficient. A venit împreună cu o atitudine foarte precaută a unuia dintre voi. Poate a ambilor, dar sigur a unuia dintre voi. 7 de monede. Bănuiesc că persoana care are probleme în familie sau care e căsătorită. Căsătorit, căsătorită, da? A urmat sau urmează după acest, vedeți cărțile, da? 10 de cupe, să pun așa, lumânărica mai într-o parte, da? 10 de cupe, 7 de monede, 3 de cupe. Da. Iar, poate v-ați mai întâlnit din când în când, de fiecare dată v-ați simțit foarte bine. Foarte bine, din punct de vedere emoțional. Chiar dacă, poate, nu vorbiți. Unul se pare că nu vorbește suficient. Sau pe placul celuilalt. În ce sens pe plac? Nu e suficient de explicit sau explicită. Variază bărbat-femeie ce ar putea să fie. De expresiv. Probabil că are tendința să fie mai tăcută. Nu degeaba a venit primul mesaj, nevoia de a sta de vorbă, de a clarifica niște lucruri. Pentru că, vedeți, îmi pare rău, da? Trebuie să plec. Ești căsătorit, căsătorită, trebuie să plec, trebuie să mă detașez. Sau, îmi pare rău, sunt căsătorit, căsătorită, mă simt bine, 3 de cupe, 10 de cupe, dar trebuie să mă detașez un pic. Știu că o să pleci și tu. Dar nu poți să investezi deocamdată în acest 10 de cupe, 3, pentru că se creează un triunghi amoros pentru unii dintre voi. Și acest triunghi amoros poate să fie, repet, familia, părinții, rudele, alte responsabilități în continuare. Despre ce mai putem vorbi sau mai puteți vorbi? Apropo de magician, de discuții, că e Mercur, 3 de monede, magicianul și cavalerul de monede. Da, dacă este un triunghi amoros, probabil că în timp, cu răbdare, cavalerul de monede, se poate manifesta stabilitate, se poate manifesta o colaborare, ceva, poate chiar o relație de lungă durată, poate chiar o familie pentru cei care sunt obișnuiți și au nevoie de acest tip de relație, dar cu multă răbdare. Și nu doar răbdare, ci și colaborare concretă, care cum se implică în relație ca să crească. 3 înseamnă construcție, colaborare și neapărat comunicare. Fără comunicare nu se face nimic. Știți, e ca și când acest personaj are ceva în mână, are, cum îi zice, îmi scapă, știți, vorbește la, îmi scapă cuvântul, da? Vorbește la ceva, ca la judecată. Dă niște indicații, asta vreau să spun, aici vreau să ajung, da? Că e o carte a colaborărilor, că e la locul de muncă, că e în relație, că e o consultanță, vă duceți undeva și vă sfătuiți cu cineva. Sau unul a atras atenția, l-am zis, unul era într-un cuplu, celălalt a atras atenția că era singur, era pe picioarele sale, bărbat-femeie, da? Din punct de vedere profesional, bine. Dar apropo de colaborare, cum poți să colaborezi în orice formă de relație fără comunicare? Nu se poate, nu poți să dai indicațiile necesare. Deci, aveți multe de discutat. Cum puteți manifesta creștere? 3 de monede înseamnă creștere, pentru că de bucurat vă bucurați împreună. Dar interesant, vedeți și voi, 7 și cu 3, 10, ar putea fi un alt 10, o altă căsătorie, să zic. Nu vreau să vă creez iluzii, dar poate că cineva trebuie să lase în urmă o căsătorie sau o familie în care nu se simte bine, că 8 de cupe nu se simte bine acolo, ca să poată manifesta o altfel de relație, 10 de cupe, dar și stabilă, 7 și cu 3, 10, și concretă. și abundent, dar lucrurile astea se fac cu răbdare și cu bucurie, evident, că fără bucurie n-ai cum să ai 10 de cupe, și prin comunicare. Aceste lucruri ar trebui să le discutați la capătul setului de cărți. Ia uite, este tăcere, atracție este super, super mare atracție. Nu degeaba ați ales această flacără, da? Ardeți de pasiune, unul pentru celălalt. Eu știu care mai mult, care mai puțin, dar e tăcere, e analiză. Pentru că sunt niște chestiuni, 7 de monede, iar analizează cum să investesc, ce să fac. Că eu vreau să fiu în 10 de cupe, nu musai în 10 de monede. Dar vreau să am și stabilitate, nu doar 10 de cupe, da? Ei, și cineva iar trebuie să aleagă între o relație stabilă, tradițională și o relație care, nu zice nimeni că nu e stabilă, dar te provoacă la expansiune, la călătorie, apropo de relație la distanță. Și aici este, trebuie depășit un blocaj mental al cuiva, al vostru, al lor. Ce ar mai vrea să vă transmită? În principiu v-am zis câteva mesaje. Hai să mai iau și în aceste de cărți. Ce ar mai vrea să vă transmită? Numărul 1. Poate că amândoi știți că trebuie să discutați aceste lucruri. Pentru că aveți 10 de cupe, adică cu alte cuvinte, 10 de cupe și 3 de cupe, voi sunteți conștienți că sunteți suflete perechi. Și dacă sunteți suflete perechi, aveți, vă oglindiți într-un fel și emoțiile și gândurile. Poate unui mai vorbăreți, altul mai tăcut, pentru că nu puteți să fiți asemenea, dar nu sunteți gemeni, dar diferențe trebuie să fie într-o relație. Însă există totuși oglindiri. Hai să vedem ce ar mai vrea să vă transmită. Ia uite! Sunt niște lucruri ascunse, The Clock, numărul 50. Există o stare de supărare, soarele e îndepărtare, potențialul e îndepărtare. Poate să rămână și în trecut aceste 10 de cupe dacă nu faceți ce trebuie făcut, adică dacă nu vorbiți și dacă nu acționați. Acțiunile vorbesc mai puternic decât cuvintele. Marte și Mercur. E relație la distanță. Clar, apare cartea. Long distance relationship. Cinci pentru mine, în acest moment, mi-aduce aminte, apropo de cărțile pe care le aveți, de Male Preot. E o lecție spirituală în această conexiune pe care o aveți, dar Male Preot reprezintă și tradiții pe care sunteți provocați să le depășiți ca să manifestați ceva nou, să manifestați fericirea. Tradițiile nu vă garantează fericirea. Stabilitatea poate, dar nu fericirea. Și aici, fericire versus stabilitate. Și cât ar fi de dulce confortul, la un moment dat devine, apare și un soi de monotonie, de plictiseală, de lipsă de autenticitate, pe care o descoperiți doar în 10 de cupe. Ia uite, templu. Aveți de construit. Interesant, ce carte superbă. La capătul setului de cărți, adică nemanifestat încă. Potențial. Puteți, sunt două personaje, vedeți? În alb. Poate că vă puteți căsători. Poate că cineva visează. N-am văzut chestiuni care țin de vise, dar 10 de cupe și 3 de cupe ar putea să fie un soi de speranță. Dar, repet, degeaba e speranță dacă nu discutați, dacă nu puneți, faceți planuri. Am văzut și 2 de monede și 3 de monede. Ambele, într-un fel sau altul, sugerează planuri și cavalerul de monede este foarte planificat, foarte ordonat. Pas cu pas își urmează proiectul pe care l-a stabilit, proiectul fiind de a fi eventual împreună, cândva. E un templu aici, care se poate construi împreună în timp, dar deocamdată e o stare de tristețe, de depresie eventual sau de dor, variază, depinde unde sunteți, soarele poate să fie 10 de cupe în urmă, dar poate să fie și în viitor. Depinde, de-aia zic, nu e bine să... Totuși apare un 8 de cupe, cineva lasă trecutul în urmă și merge către viitor, către 9 de cupe, cu răbdare, da? Cavalerul de monede, cu răbdare. Pentru asta trebuie să învățați să vă iubiți, și voi și ei și cine e implicat în această poveste, pentru că doar în dragoste față de voi înși vă, 9 de cupe, puteți să ajungeți la 10 de cupe. Adică, iar, două persoane cu 9 de cupe reușesc să se unească și să creeze un as de cupe, trinitatea aceasta emoțională. Nu mai vorbesc doar de triunghi amoros, vorbesc și de întâlnirea dintre două suflete care încep să crească, trei împărăteasa. Manifestați spor. Dar pentru asta trebuie să fiți amândoi 9 de cupe. De-aia zic, cine nu este 9 de cupe și are niște probleme în familie, îi pare rău, I'm sorry. Sau poate ei știu că aveți voi probleme, iar vedeți unde sunteți. Îmi pare rău, ești căsătorit, căsătorită. Asta e ce să fac. Trebuie să merg către 9 de cupe, către dragoste față de mine, nu? Nu pot să stau aici. Dau mai multe variante, vedeți unde sunteți. Alt mesaj. Hai să mai vedem alt mesaj. Wow, ce-a zburat. Ia să vedem că pare o imagine interesantă. Aveți răbdare. Apropo de cavalerul de monede, aveți răbdare. Dragostea este amabilă și răbdătoare întotdeauna. Între timp, aveți grijă de voi până se va împlini reîntâlnirea sau fericirea asta sau templul acesta pe care îl puteți, dacă vreți, îl puteți crea, construi împreună. 17 este numărul stelei al speranței, da? Al credinței. Iar poate să fie și a visurilor cuiva. Că se va ridica din toate problemele astea pe care le trăiește într-o anumită dimensiune, într-o anumită familie și vă veți reîntâlni la o discuție eventual și veți face planuri și veți înflori la un moment dat. Că aveți mult, 3 și 3 ține de împărăteasă, de înflorire, se poate și 10 de cupe, se poate. Pentru că aveți baza, v-ați simți bine împreună. Și simțiți că vă conectați unul la celălalt. Și știți, aceasta este floarea de lotus care are o rădăcină lungă, trece prin foarte multe, foarte multe. Unul probabil că are o fetiță, unul dintre voi poate că are o fetiță mai specială, nu știu de ce zic specială pentru... interesant. Așa a venit un mesaj special, o fetiță mai specială. Care ar putea să susțină această relație. E o fetiță care ar putea susține această relație. Da, evident că poate să fie și copilul interior al vostru, dar a venit un mesaj în cazul în care există o căsătorie, există niște copii deja, sau, dacă nu, în cazul, nu vreau să vă creez iluzii, repet, dar sunt mesaje, sunt potențiale, sunt realități care se pot deschide la un moment dat, ca izvoarele acestea, sunt realități pe care le puteți accesa la un moment dat, dacă vreți și dacă faceți pașii necesari. Și nu doar voi și ei. În această o altă realitate, pentru cei care nu aveți deja copii, poate că veți putea avea o fetiță. Dar așa am simțit prima oară, o fetiță care ar putea susține, pentru că steaua de speranță susține această relație. Chiar dacă e dintr-o altă căsătorie. Fii autentic, interesant, fii autentic. Interesant ce-mi vine, apropo de fetiță, poate există fetiță cu vibrație indigo, asta pentru că e vibrația, sau vibrație violet, da, indigo, da, tot acolo, în fine, da? Da. Și atunci vă poate vindeca pe amândoi. Repet, chiar dacă e dintr-o altă căsătorie. Așa vine mesajul. Și fiți autentici și, într-adevăr, aveți nevoie de o atingere fizică, aveți nevoie, vă este dor de voi, acest personaj simte nevoia să fie cu voi, să vă atingeți. E dor, ce să zicem. Este. Un alt mesaj. Fiți reali. Și în adevăr, cu ceea ce simțiți. Adică nu stați, nu știu, așa vine mesajul și așa vă, și nu doar că așa vine mesajul, așa vine prin mine. Eu asta sunt. sunt autentică, sunt pe stea, sunt pe alte vibrații și de-aia transmit ce transmit. Nu mă interesează ce transmit alții. Dar știu din experiență că sunt familii chinuitoare. Pentru cine stă într-o familie chinuitoare, dar de dragul confortului sau așa ziselor obligații pentru copii, unul dintre copii sau un copil poate să susțină această relație. Aveți răbdare. Un copil poate. Adică nu vă va judeca acel copil, asta vreau să zic. Vibrația acelui copil dă mai bine cu voi doi împreună decât cu acea relație, acea familie chinuitoare. Chinuită, eu știu, traumatizată. Clar e pentru cineva, dar asta e mesaj. Încă un mesaj. Pentru numărul 1, un mesaj. Interesant, 5 și cu 9, 14 și am văzut 14 la temperanță. Trebuie să aveți răbdare. Și probabil aici la temperanță trebuie să ajungeți să vă echilibrați cupele. Unul poate nu are suficientă dragoste, celălalt are prea multă, celălalt prea puțin și nu puteți să creați. Iar, uite, am vorbit de violet. Da, clar. Trebuie să intrați pe vibrație violet. Unul probabil că încă nu este. Este în acel roșu, nevoia de stabilitate, nu știu, credință și modestie. Aveți credință și fiți modești. Modestia este o lumină care strălucește și pregătește mintea. Mintea, poate e o chestiune de aer. Unii dintre voi poate, sau ei, sunteți... Nu, unul este prea rațional. Deci pregătește mintea să primească cunoașterea și inima să primească adevărul. Aici este. Aici este. Foarte interesant. Panseluțe. Și asta ce sunt, primule, da? O dragoste tinerească, vă simțiți tineri împreună. Nu contează vârsta. Ce frumos, zice, dacă aș avea o singură floare, sau if I had a single, pentru fiecare moment în care mă gândesc la tine, aș putea să mă plimb la infinit printr-o grădină, ceva de genul ăsta. Frumos, frumos, drăguț. Cu alte cuvinte, se gândește la voi această persoană. Destul de des, probabil că și voi vă gândiți la ei. Dragii mei, sper că v-a plăcut. Cât am vorbit? Iar 20? Nu curg mai puțin de 20. Nu curg, nu iese, nu iese. Ia ce mai văd aici. Foc și gheață. Probabil unul este mai rece, celălalt este prea... Trebuie să ajungeți să fuzionați roșu și albastru. Probabil că nu vreau să vă dau iluzii, să vă creez iluzii, dar unii sunteți flăcări gemene, celălalt încă nu înțelege, vedeți, sunteți un cuplu aici, sunt două personaje unite, da? Dar unul este mai rece, celălalt e super expresiv, e pasional. Nu zic că celălalt nu e pasional, dar nu exprimă. Trebuie să intrați în alb, în lumină, să uniți culorile, ceacrele. Ia uite, Dumnezeu vorbește, nu întâmplător a rămas aici. Ascultați cum vă vorbește, cum vă vorbește, da, Dumnezeu. Și steaua probabil e un mesaj special pentru cineva care poate nu crede în Dumnezeu și trebuie să învețe să creadă. Da, hai să vedem. Lumina oricum rămâne aici. Vorbesc acum pentru numărul 2, cei care ați ales steaua. O să amestec, dați-mi timp, dragii mei, să amestec cărțile pe care le-am folosit la numărul anterior. Dacă vreți să puneți pauză, faceți ce vreți, mai ales acestea vreau să le amestec bine, bine. Steaua, ce înseamnă speranță, înseamnă poate pentru unii dorința de a străluci, de a vibra, de a fi observat, poate unul dintre voi sau poate amândoi sunteți persoane publice. Dar ce mi-atrage atenția acum această stea este că își dorește să fie ancorată. E de Crăciun, dar eu tot o păstrez pe aici că îmi place. Își dorește să fie ancorată într-un pom care este simbolul rezistenței, da? Este un pom de Iana Bradu, da? Cu alte cuvinte, chiar dacă sunteți persoane publice, chiar dacă aveți o misiune, chiar dacă umblați prin lume, chiar dacă sunteți de neatins unul sau celălalt sau amândoi, există o dorință de a fi împreună și de a vă stabiliza într-o formă sau alta. Hai să vedem. Curăț cărțile pentru numărul 1. Mesaje. Pentru numărul 1. Mesaje. Asta este cărțile. Pentru numărul 1. Unul dintre voi este foarte, foarte mândru. Am văzut în timp ce amestecă acum această carte. Unul dintre voi este extrem de mândru. Și probabil că e o problemă. Mesaje de la ei pentru voi. Niște mesaje. Mesaje pentru numărul 2. Unul a venit ea. Ah! Încă este cu persoana karmică avertizare. Și persoana karmică poate să fie membru al familiei. Să zic că cineva stă cu mama, cu părinții. Ha, e cea mai mare karmă. Da? Sau, în fine. Sau e, poate că nu este, dar este în preajmă. Un fost, o fostă care încă e prin aura sa. Încă un mesaj pentru numărul 2. Am nevoie de control, de putere și să conduc. Apropo de stea. Este cu persoana karmică sau într-o familie karmică sau într-o structură karmică. Karmic poate să fie și un contract, da? Și asta îi face să vibreze. Karmic, adică dorința de control, de a conduce. Chiar acum se gândește la voi, dar alt mesaj. Wow! I miss you! Îi este dor de voi, clar, și îi este rușine de felul în care s-a purtat cu voi. Da, își dorește să vă sărute, îi este, că văd cărțile aici, dar este rușine de felul în care s-a purtat cu voi. Ah, și vei avertizare. I watch you secretly. Da, se uită la voi în mod secret. Vă urmărește. Pentru că vrea controlul, pentru că e încă cu persoana karmică sau într-un contract. Pentru mine karmă înseamnă și contract la locul de muncă. Acolo sunt niște influențe. Hai să clarificăm. Pe ce ar trebui să clarific? I'm with the karmic. Numărul 2. Hai să vedem. Să clarificăm ce e cu acea energie karmică. Clarificăm energia karmică cu care este în acest moment încă. Iau cu 5 de cupe. E dor de voi, a zis ei, I miss you, I miss you, da, e dor de voi, regretă. Voi, sufletele perechi, sunteți aici, dar cu karmicul încă sunt probleme. Asta îi ține în trecut. Hai să mai vedem. Mai dăm o carte pe această karmic. Clarificăm karmicul, karmica, te rog frumos. Ups, ceva e invers. Wow, 9 de cupe, dar a venit, după cum vedeți, pe orizontal. Ar putea să aibă legătură cu acea dorință de control. 9 de cupe în această poziție ori sugerează adicții cu băutura, ori sugerează un soi de egoism. E... da... Apropo de stea, dorința de a... da. Probabil că primește atenție într-un anumit fel de la persoana karmică Și din acest motiv încă mai stă prin preajmă. Hai să mai vedem. Judecata și totul judecă. Judecă, ar vrea să renască, ar vrea să fie independent, da ceva, sau independentă. Sau poate că este. Sau poate că este. Ia să vedem. Încă o carte. Însă, din cauza că este cu... alt mesaj, mulțumesc mult. Din cauza că este cu karmica, karmicul, 9 de cupe îmi arată și cu 5 de cupe că nu este prea fericit. Că, sau fericită, că nu are speranță să fie cu acel personaj, nu știu cât timp, dar nici cu voi își pierde speranța. Pentru că e în acea vibrație negativă. Mai dăm o carte. Poate persoana respectivă e egoistă, 9 de cupe, da, uite, 9 de cupe și 9 de bâte, aici este blocajul, da, aici este blocajul, persoana respectivă este foarte egoistă. Poate nu știți, dar acest personaj suferă. Nu doar că este dor de voi, nu doar că este rușine de felul în care s-a purtat, în ce fel nu știu, dar suferă pentru că relațiile karmice te fac să suferi. Ia uite, 4 de cupe, vai, dar ce... Stă pe loc. Stă pe loc, face prea multe sacrificii cu acel personaj. Mai dăm o carte de acea energie karmică. Trebuie să intre în vibrația înaltă a lui Chiron. Aici este Chiron. Trebuie să intre în vibrația înaltă a lui Chiron, adică de a învăța din suferință. Mai dăm o carte pe acea karmică, energie karmică. Te rog frumos pentru numărul 2. Ia uite. Ar vrea să vină. Iar e distanță probabil între voi. Ar vrea să comunice toate aceste lucruri. Ia uitați-le. Mai bine, da? Dar sunt niște blocaje, eventual egoismul cuiva, probabil care de-a face cu energie narcisistă în preajmă și, repet, karmic poate să fie și un membru al familiei. Hai să vedem care e chestia și acolo. Da, uite, are pasiune încă pentru voi, dar sunt niște probleme. Acasă. În familie sau căsătorie. Căsătorie karmică. Căsătorile, majoritatea, sunt karmice. 90% sunt karmice, ca să știți. Hai să vedem. I need to control. Hai să clarificăm ce vrea să controleze atât. Asta e energia I need control, power în limb. Este energia împăratului. Sau am văzut regele de monede, da? De pâtăiar. 10 de monede. Are nevoie de putere, probabil stă pentru bani, chiar dacă simte pasiune. Mai dăm o carte. Iar 6 de... Au venit pe orizontal. Încă această familie, acest job, această căsătorie, încă nu s-a încheiat. Nu s-a transformat din cauza, iar 6 de bâte în această poziție, iar mă duce cu gândul la narcisist, narcisistă. Unui personaj foarte egoist. Și chiar dacă, repet, nu-i căsătorie, e o relație de lungă durată, e o relație la job, e o relație în familie, membrii, da, care sunt foarte karmici, repet, că să înțelegeți. Capitolul nu s-a încheiat acolo. Acolo a fost învățat să conducă pentru că a avut exemple egoiste eventual, care a promovat doar bani, falsa stabilitate și mai puțin conexiunile emoționale. Și totuși îi este dor. I miss you. Da? Ce mai zice? Își dorește să vă surâte. Da. Ok. Sufletul lor le este dor de sufletul vostru, dar vă urmăresc. I watch you secretly. Nu știu cum se uită la voi în secret. Eu știu. Dar se uită. Poate că urmărește tarot, în cazul în care nu are alte, eu știu, chestiuni la dispoziție. Vedeți aici? 2 de monede. Jonglează situațiile. Karmicul, dorința de control. Energia karmică. Wow! Iar patrul de monede din acest control reprezintă o atitudine foarte strictă. Clarificăm de ce este rușine de comportamentul său. Asta vrea să iasă. Trei de monede. Poate că ați fost într-un triunghi amoros în cazul în care acest voi aveți o relație și este rușine că a stat în preajma, da? Trei de monede, poate. Poate v-ați întâlnit la locul de muncă unii dintre voi sau ei au acolo ceva la locul de muncă. Nu, că ți-a pictat 10 de bâte. 10 de bâte. Probabil că v-a jonglat. A jonglat între voi și cealaltă persoană sau între voi și alte obligații familiare, profesionale sau voi ați avut obligații și ei au... Nu știu... Ce? Clarifică, mai feel ashamed. De ce e rușine de comportamentul său? Da, 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 aici este de super mare pasiune, atracție pe care o are față de voi. Și din cauza acestei super mari pasiuni, chiar dacă au responsabilități la job, în familie, probabil că a sperat, a călcat, v-a pus într-un triunghi amoros, într-o formă sau alta. Poate că voi n-ați trăit acel triunghi, dar intențiile astea au fost la un moment dat și este rușine. Nu știu. Sau ar fi acceptat o aventură. Da? Interesant. Regele de spade. Casă. Da? 4 de bâte. Și 5 de monede și turnul. Acolo lucrurile nu sunt prea fericite acasă, dar nu contează. Nu contează. Asta e. Nu contează. Acasă se simte rece, distant. Neîmplinit. Probabil că mai devreme sau mai târziu acea situație se va dărâma. Dar față de voi a simțit multă pasiune, regele de bâte și 10 de bâte. Super, super mare pasiune. Le-ați atras atenția. Ei erau deja cu karmicii și le-ați atras atenția. Interesant. În fine, hai să mai vedem alte mesaje. Am zis că nu vreau să mă lungesc foarte mult. Cei care ați ales numărul 2. Mesaje de la ei pentru voi. Alt mesaj interesant. Pentru bani. Ah, stai, nu pica. Nu pica. Eu uite câte vor să pice, dar nu vedem bani. Pentru bani, ai need to control și așa, are nevoie să conducă și să fie în centrul atenției. Probabil că acest personaj circulă prin lume, încă nu se transformă sau e în proces de transformare, chiar dacă situația dintre voi pare încheiată, nu e încheiată, la un moment dat se va întoarce, dar deocamdată păstrează energia karmică în preajma sa, probabil că îi ajută să circule în lume, să-și creeze un tip de confort financiar. Și repet, chiar dacă nu e căsătorit, căsătorită, poate să fie familia sau niște colaborări, relații de lungă durată care au creat niște beneficii financiare. Da. Că știm foarte bine că relații karmice sunt pline de suferință, dar și de manipulare și atunci karmicele uneori în aparență ne susțin idealurile, în aparență anumite idealuri, acelea care nu îi afectează pe ei, dar susținându-ne idealurile sau susținându-le idealurile, dorința de a călători, de a ieși în evidență, de a face niște chestiuni, da? Îi iau într-un fel sau altul la mână. Știți și voi, că doar și voi aveți așa ceva, o să discutăm despre lucrurile astea. Energiile karmice care în aparență te ajută. Apropo de narcisism. Narcisiștii te ajută, dar apoi zice, uite că ți-am făcut cu tare, cu tare, cu tare. Cum adică poți să pleci? Cum să închei capitolul? Cum să punem capăt? Nu? Cum? Nu, nu se poate că eu te-am ajutat. Ți-am dat bani, eu știu, te-am... ți-am încălcat rufe, ți-am făcut de mâncare, ți-am promovat, eu știu ce, ți-am găsit loc de muncă, chestiuni de genul ăsta. Știți bine. Hai să vedem alt mesaj de la numărul 2. Ia uite ce frumoasă vedere. Numărul 22, număr maestru. Dai o carte superbă. Loving all that is. Așa vă vede pe voi, o lumină în viața lor. Chiar dacă, da, lumină. Sunteți lumină, îmbrățișați lumina. Voi sunteți lumină în viața lor. Probabil că îmbrățișează lumina. În ce sens? Când se gândesc la voi, sunteți ca un vis, sunteți neatinse. Apropo de stea, stea transmite lumină, dar nu poate fi atinsă. Wow, și flacăra cristică. Asta mă duce cu gândul la sacrificii, că am văzut și spânzuratul. Dar nu doar la sacrificii, o viziune foarte sacră, foarte înaltă pe care o au despre voi. 3 și cu 1, 4 și aici iar 4. Apropo de împărat, împărat e energia aceasta masculină, dar care apare la dorința de control, care ar trebui transformată. În fine. Sau poate, da, nu, clar, a zis, așa zice, așa citim, nu? Monseor scrie, Monseor citește, zice, I need control, deci ei vor controlul. Așa au fost învățați în familie, apropo de familie, educație. Hai să curățăm cărțile, alte mesaje de la ei. Probabil vor să fie conducători de ceva, eu știu ce, de ce. Ups. Ce carte e asta? Oh, am văzut-o în timp ce amestecam. Da, la un moment dat vă veți întâlni. 2 și cu 8 înseamnă 1. Se va manifesta întâlnirea, se va manifesta uniunea. Astea sunt două suflete, perechi, care se iubesc și cresc. Probabil că de-aia se concentrează pe bani. De dorința de a vă oferi, nu doar control, putere, ci de a vă oferi stabilitate, dar viziunea aceea tradițională, veche, stabilitatea se poate manifesta și altfel, da? 31, da? Da, vor să ofere daruri. Dar vă văd ca pe o energie sacră, o energie înaltă. În preajma voastră se simte altfel, am zis că este dor de voi. Dar deocamdată, asta este mesajul, da? Speak the language of love. Trebuie să învățați, fiecare aveți un limbaj diferit și nu vă mai șocați când vedeți că celălalt nu... Și eu mă mai șochez. Dar mi-aduc aminte repede când mă uit pe harta natală a personajelor cu care am de-a face că are Mercur acolo, că are Venus acolo, fiecare se manifestă într-un fel și atunci nu intrați în panică când cineva nu se exprimă cum vă doriți doi. Da? Eventual așteptați să vedeți cum se transformă lucrurile, dacă vreți, evident. Aveți mult de 2, 2, 2, deci 22, 2, 3 și cu 5, 8, transformări, dar sunt în plină transformare deocamdată. Ce blochează această transformare și redeschiderea unui nou capitol? Eventual, este o atitudine egoistă pe care probabil au învățat-o cu relațiile karmice, în familie, prin educație, prin contractele de la locul de muncă, din dorința de a avea putere și de a conduce și de a avea control. Yes! Am zis asta, asta trebuie să se facă. Da? Și cu sufletul pereche, cu flacăra geamănă, nu poți. În cazul, dar, repet, nu vă fixați pe flăcări gemene, că sunt puțini care sunt flăcări gemene pe aici. Hai să curățăm cărțile. Însă, împreună puteți crește. Aici este păcăleala cu karmicii. Dacă sunteți suflete pereche, puteți să crește, să aveți abundență împreună. Interesant, aveți o plantă agățătoare. Ce-mi place plântuța asta, nu știu cum îi spune. Nasturtium. Victorie și, apropo de victorie, 6 de bâtăl, vedeți aici victorie. Și lumea. Și cucerire. Acest personaj vrea să cucerească lumea. Înainte de a fi cu voi, interesant cum vine mesajul. Extraordinar. Ce zice apropo de control? Cel care îi controlează pe alții poate fi poate fi puternic. Dar cel care reușește să se controleze pe el însuși este mai puternic. Și probabil că voi vă controlați aici mai mult. Da? Prin această atitudine cristică, înaltă, vibrație înaltă. Uai, ce frumos și ce înfioram! Primele emoții de dragoste posibil, față de voi am zis, acest personaj a iubit pentru prima oară. Iubește pentru prima oară, dar, vedeți, nu este suficient. Sper că v-a plăcut, dragii mei. Sper că v-a plăcut. Acum eu să-mi strâng cărțuliile și ce ar mai fi să văd? Repet, când vedeți că lucrurile nu sunt așa cum așteptați voi să fie, mai urmăriți și harta voastră natală și harta lor și sinastria, ca să înțelegeți, dragii mei, că nu e suficient să fiți de o anumită zodie. Sinastria este foarte importantă. Importantă. Hai să vedem, trecem la numărul Floricica. Cei care ați ales această floricică cu sclipici înăuntru. Măi! Sclipi, sclipi, da? Aveți o baterie pe care o puteți accesa. E o pasiune aici. Se poate naște o pasiune între voi, eventual, în cazul în care nu s-a născut. Ia. Hai să curăț cărțile. Curăț cărțile pentru numărul 3. Așa, curățăm cărțile. Mesaje pentru numărul 3. Ia. Mesaje pentru numărul 3. Mesaje pentru numărul 3. Deocamdată, după cum nu prea intră cărțile unele în altele, probabil trebuie să vă obișnuiți să găsiți metode de a vă adapta unul la celălalt. Ceva, sunt niște diferențe, să zic. Mesaje de la ei pentru voi. Mesaje de la ei pentru voi. Asta. Okay. Mamă, e cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Oh, ce frumos vine! Și pe violet. Uneori doar am nevoie să stau de vorbă. De ce nu vrei să stăm de vorbă? Sometimes I only need to talk. Why don't you talk? Acest personaj e o lecuță cam fixat pe voi. Oh, ce zice aici? I want truth. Vrea adevărul, vrea să știe adevărul. Și acestea ce ar mai fi? Acest personaj încă se luptă cu niște demoni. În ce sens demoni? Cu niște umbre ale sale, cu niște tendințe. Cu niște tendințe, să zic, de a fi prea extremist, extremistă, prea secretos, secretoasă. În cazul în care, asta e doar pentru unii dintre voi, în cazul în care acest personaj v-a creat ceva durere, suferință, cam așa se întâmplă la numărul 3, sau poate nici nu știți, poate v-a bârfit, poate a făcut ceva pe la spate, da? Și poate nu o să ai față de voi, dar nu știu, într-o formă sau alta. Dacă știți că s-a purtat incorect cu voi, posibil să își trăiască karma. Ce mai spune? Acest personaj își tratează. În ce sens tratează? Nu se că merge la psiholog. Încearcă să-și înțeleagă traumele din copilărie. Ca să le depășești, trebuie să le înțelegi. Din acest motiv, probabil, își dorește și adevărul. În ce sens? Probabil ceva între voi nu s-a discutat, că uneori vreau doar, am nevoie doar să stau de vorbă. De ce nu vorbești? pentru că se simte entuziasmată de întâlnirea cu voi. Sunteți cel mai minunat lucru care li s-a întâmplat la un moment dat. Da? Și probabil vor să exprime acest lucru. Oamenii aceștia au niște traume din copilărie care îi fac uneori poate prea pasionali, prea, am zis, extremiști. Extremiști. Nu știu ce s-a întâmplat între voi, dar unii dintre ei sunt conștienți de traumele cu care vin din copilărie. De exemplu, dau un exemplu. Eu sunt conștientă că mi-e place să vorbesc cu persoanele din jur și la un moment dat anumite persoane nu vor să vorbească, da? Și pot din cauza aceasta, apropo de ce zice și aici mesajul, pot din cauza aceasta să par poate prea presantă pe această dorința mea de a exprima, de a comunica, pentru că și știu că fără comunicare nu rezolv nimic. Dar știu că asta e la mine casa a treia, Pluton în casa a treia. Pluton, care în varianta sa negativă creează obsesie pentru comunicare, dar comunicarea trebuie să și transforme. E Pluton în balanță în casa a treia la mine. La mine balanța e pe casa a treia și a patra. Am dat un exemplu, da? Iar dorința de a afla adevărul, Pluton, da? Am dat un exemplu ca să înțelegeți. Ceva s-a întâmplat între voi, repet, ori voi nu vorbiți la fel de mult ca ei, ori au rămas niște lucruri nespuse, neclarificate. Vedem. Poate aveți alte relații și vor să știe, aveți alte relații, simțiți la fel de multă pasiune cum simt și ei. Da? E un roșu, o floare, bine, am ales peste tot roșu, dar e o floare. Floarea asta înseamnă romantism, dar înseamnă posibilitatea de a crește împreună, speranța de a crește împreună. Hai să vedem totuși ce ar fi de clarificat. I want the truth. Asta mi se pare cel mai important acum. Hai să vedem în legătură cu ce. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Vreau adevărul. Repet, dacă cineva s-a purtat urât cu voi, suportă consecințele. Într-o anumită formă. Vedem dacă voi clarifica, dar în primul rând mă interesează adevărul. 10 de cupe, 8 de spade, încă o carte, mai un mătruz. Clarificăm adevărul ăsta. Vreau adevărul. Împărăteasa. Ei s-au simțit foarte bine. Vă văd, nu știu, se simt foarte bine preajma voastră, vă văd într-o vibrație foarte înaltă. Apropo de împărăteasă, a venit împărăteasa, da? Vedeți cărțile, da? Și 8 de spade. Iar este această tendință obsedantă de a se gândi ce bine s-au simțit cu voi, dacă puteți să creșteți, dacă puteți să fiți mama copiilor lor, dacă poți să fie mame sau... dacă sunteți bărbați, ce-ar dori eventual să fiți mame, sau, I want the truth, poate să fie, sunteți căsătoriți, aveți cumva vreo soție, copii prin preajmă, despre care ei nu știu? Pentru că împărăteasa înseamnă și mamă și aici apar niște blocaje, niște programări. Posibil unii dintre ei consideră, vă rog frumos să vă selectați mesajul, consideră că fericirea pe care, da, sunteți tot ce și-au dorit. You are the best thing, da? Ești cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat până acum sau în această perioadă, da? 10 de cupe. Dar apar blocajele. Se simt legat, nu se poate manifesta ceva. Din ce motive? Poate din cauza unei soții, poate din cauza unei mame. Aici este adevărul. Sunt mai multe aspecte, de-aia am dat mai multe mesaje pentru că adevărul e complex. Ia uite. Regina de cupe și regele de bâte, pasiune multă între voi și emoții și pasiune, dar posibil să mai fie și niște responsabilități. Aici este adevărul, vreau să știu adevărul, mai dăm o carte pe acest adevăr. te simți la fel de bine cu mine, cum mă simt și eu cu tine, te gândești la fel de mult la mine, cum mă gândesc eu la tine, mă vezi în vibrația aceasta, știi, de femeie care îți poate oferi dragoste sau invers, da? Așa cum mă văd eu, dispus să ofer dragoste. Încă o carte pe acest adevăr. Ai învățat. Încă o cărțuie, pentru că mai avem de clarificat niște chestiuni. Wow! Luna! Apropo de mamă, de frici și de traume din copilărie, poate aici, iar, trebuie discutat. Tu ai trecut prin aceleași traume din copilărie în relație cu mama, cum am trecut eu? Dau exemplu. Ia uite, durere, trădare, suferință, relații toxice, adictive. Iar confuzia în legătură cu relația dintre voi, tu de fapt ce simți? Simți cum simt și eu? Vezi cum văd și eu? Floarea, potențialul, lumina, pasiunea? Sau doar eu simt? Aici este o confuzie. Și ar vrea să știe adevărul. Hai să vedem. Dacă toți suntem aici aproape, ce-ar vrea să discute? Pe foarte scurt, ce-ar vrea să discute? Sometimes I'm willing to talk. Și mi-e place să stau. Ia. Ops, iau ce... Soarele. Copilul interior, interesant, că a zis că are traume din copilărie. Probabil că n-a avut parte de discuții în copilărie cu mama, cu părinții. Și în preajma voastră se simte altfel. Ce arcane puternice. Mai dăm o carte pe soare. Se simte inspirat. Inspirată. Am zis, într-o energie foarte faină. You are the best thing. Da? You're the best. You're the best. You're the best. Îi face să sopoie de fericire. Ia. Ce ar mai vrea să discute? Ia uite, băi, ce cărți. Ce ar vrea să mai discute? Soarele, asul de cupe, magicianul și cavalerul de bâte. Probabil să-i s-ar... Probabil s-ar bâlbâi dacă ar spune că încep să vă iubească, că simt multe emoții. Dacă v-ați duce și ea spune, dar tu de fapt ce simți pentru mine? Minunat! Mă simt minunat! Cavalerul de bâte ar vrea să vă cucerească, dar probabil că în trecut, aici probabil că e o chestiune de karmă, probabil în trecut aveau tendința să fie aventurieri, să exploreze, da? Poate că au circulat mult prin lume unii dintre ei, cavalerul de bâte se duce până în Egipt. Eventual, poate și în Amazon, am dat un exemplu, da? E un personaj care călătorește, vrea să exploreze, nu doar la nivel sexual, relațional, ci în general vrea să simtă viața. Și probabil că aici manifestă pentru prima oară dragoste. Wow! Un soi de dragoste, de emoții copleșitoare. În discuția cu voi, eventual, când stă de vorbă cu voi. Apropo, sometimes I only need to talk. Apropo de comunicare. Am nevoie. Știți, apropo de nevoi. Nevoile sunt prin cupe și prin monezi. Am nevoie să stau de vorbă cu tine. Ca să-mi înțeleg emoțiile, ca să mă simt fericit, fericită. Pentru că lângă tine mă simt ca un copil. Simt cum inima îmi curge pe din afară de bucurie. Dar, poate că nu vorbiți tot timpul și aici este blocajul, aici este frica. Vedeți cărțile? Super mare pasiune. Dacă, probabil că, da... Eu aici citesc pentru cineva, pentru niște doamne care sunteți mai mari decât personajul la care v-ați gândit. Sau mai mature sau mai mari. Ia uite, regina de bâte. se simt super, super atrași. Parcă ar fi o magie între voi. Hai să vedem ce e cu trauma asta din copilărie. Karma. Pe mine mă interesează acum, pentru că nu vreau nici să vorbesc foarte mult. Mai am și alte cărți. Ia uite ce a venit aici. Apropo, karma din copilărie, 10 de monede. Familia, educația, eu știu, cartierul, neamul. Da? Dorința de a face bani. Acolo. Hai să mai vedem ce e. Oh, ia uitați. Familia și 7 de spade. Cel care fuge. Poate a fugit de acasă, s-a simțit rănit. Ups. Cineva a fugit de acasă, poate că nici nu știți. Apropo, mâna sus, cine a fugit de acasă? Eu am fugit de acasă. Sunt mai rebelă decât par. Ah, și cine fuge de acasă decât cei care nu se simt iubiți? Da? Poate că familia a fost concentrată pe alte chestiuni și mai puțin pe a oferi. Apropo, nu întâmplător a venit împărăteasa și soarele, mama și copilul. Am zis, aveți o energie care stabilizează copilul interior din ei. Chiar dacă sunteți bărbați. Dar, cred că totuși mesajul e pentru un anumit tip de femeie. Mai dăm pe această traumă din copilărie. Oh, wow! Împăratul, un tată foarte autoritar acasă. What the shit! Scuzați-mă. Adică, dacă vreți să scuzați, dacă nu, e problema voastră. Ia uite, blocaje. Wow! Eventual, pentru unii dintre voi, poate să fie și figuri autoritare care țin de familii, de tradiții, dacă nu, cu siguranță tată a fost super autoritar în familie, poate chiar violent. Poate chiar violent, pisi. Dar nu e doar atât, și atunci să aibă o chestiune cu toate figurile autoritare, împăratul și împărăteasa, interesant, să aibă o problemă cu toate figurile autoritare, mai ales masculine din viață. Poate că mama, vin mesaje, a trebuit să ofere atenție acestui împărat mai mult decât copiilor. Wow, what the shit. Mai dăm o carte. Mesaje. Am ajuns la să facem psihologie, dar asta e, sunt mesaje. Măi, când vă deschideți, măi, mie mi se pare cel mai vulnerabil act sau cel mai, intim act dintre două persoane este să stai de vorbă cu cineva, să-ți deschizi sufletul și să-ți vorbești despre copilărie, apropo de cum au apărut cărțile. Să vorbești de fricile tale, da? Interioare. Să vorbești de relația ta cu mama și cu tata. Deci asta mi se pare cele mai... Niciun act sexual nu poate să fie atât de intim ca acele discuții. Blocaje, traumă, obsesii. Extraordinar! Și unde s-a oprit? La diavol. Probabil avea adicții, probabil că i-a rănit foarte mult, i-a jignit, i-a umilit. Mai dăm o carte pe această traumă din copilărie. Păi... Wow! Ia uite, regele de pâte, probabil acest tată. Da, violent fizic, clar, cu gândul la bani, într-o formă sau alta, și de aici probabil a preluat atitudinea de jucăuș, de player, da? Aventurier. Probabil că și tatăl a fost obsedat de sex. Sex, bani, violență. Uai, de capul meu, ce nu-mi place. Ia uite, lacrimi. Probabil că l-a pierdut, interesant. A fost și mai rece, emoțional. Ia uite, 3 de cupe, apropo de băutură. Petreceri, bă, gata, nu mai vreau. E suficient. Gata. Cam asta e. Hai să mai vedem ce alte mesaje v-ar mai transmite. Numărul 3. Săraci. Săraci. Asta e, face parte din karma lor. Și dacă știți că acești oameni nu s-au purtat urât cu voi, scuzați-mă, poate s-au purtat într-o altă viață. Și în această viață, până la întâlnirea dintre voi, nu întâmplător aveți împăratul și împărăteasa și soarele și asul de cupe. Întâlnirea cu voi, până la întâlnirea cu voi, au suportat karma din viețile anterioare și asta e bine. Toți ar trebui să facem și toți trecem prin asta într-o formă sau alta. Și întâlnirea cu voi îi maturizează dintr-un anumit punct de vedere. Ce alte mesaje v-ar transmite? Numărul 3. Interesant, ați ales 3 și a venit împărăteasa, soarele și împăratul. Alte mesaje pentru numărul 3. Ce ar mai avea să vă transmită numărul 3? Legacy of Light, apropo de 10 de moștenire. Moștenire de lumină. Interesant, 5 și cu 3, 8. Le transformați viața, viața de familie, că veți fi sau nu veți fi împreună cu ei. După întâlnirea cu voi, ei se transformă. Am zis că își vindecă niște traume din copilărie. În cât timp, asta e altă problemă. Dar de-aia comunicarea au nevoie foarte mult să comunice cu voi. Comunicarea cu voi le alină sufletul și le aduce lumină. Legacy of Light. Pune lumină chiar pe traume, uneori doare, dar e necesar. Posibil unele dintre voi sau unii dintre voi aveți o intuiție specială, knowing without knowing. Posibil și ei în preajma voastră știu că, da, sunteți cel mai minunat lucru care li s-a întâmplat, dar știu fără să știe, fără să poată explica logic. Numai stând în preajma voastră, sunt de vorbă cu voi. Și becoming, da? Becoming înseamnă devenire. Devin alte persoane, se transformă. Mai devreme sau mai târziu. Nu trebuie să-i așteptați, nu știu situația dintre voi, știu că la numărul 3, în general, poveștile sunt mai dramatice decât la alte numere. Cel puțin la mine, nu știu la alte colege sau colegi, dar la mine 3 sau 4 întotdeauna e mai hard, așa mai... Și vreau și eu să mă liniștez, dar... Posibil ei se văd căsătoriți cu voi sau vă văd idealul. Adică ceva de genul, dacă aș întâlni un asemenea bărbat, m-aș căsători cu el. Dacă am putea să legăm, să manifestăm această dragoste și această fericire, aș îndrăzni din persoana care eram sau sunt doritoare de libertate, m-aș așeza la casa mea cu acest bărbat sau cu această femeie. Pentru că știu, fără să știu, că împreună am avea o altfel de familie, o altfel de moștenire, am putea crea ceva. Cu alte cuvinte, concluzia, îi faceți mai buni. Chiar dacă nu vedeți încă efectele, poate peste câțiva ani o să vedeți, nu știu. Sau peste un timp. Wow, legacy of light. Dar, repet, dacă aveți oameni care v-au rănit, nu stați în preajmă, voi vedeți-vă de drumul vostru. Pentru că voi trebuie să străluciți ca să inspirați și pe alții și pe ei în continuare. Alt mesaj pentru voi. Ce ar mai vrea să vă transmită? Cei care ați ales numărul 3. Persoanele la care v-ați gândit. Wow! Ask for help. Au nevoie de ajutor, interesant. Ask for help. Dacă cumva simțiți că această etalare e în revers, da? E în oglindă, poate că voi trebuie să cereți ajutorul. Dar, totuși, probabil că își doresc să vă ajute așa cum pot ei. Probabil că își doresc să-i ajutați într-o formă sau alta. 14 este numărul temperanței, al vindecării. Și primește cu dragoste și apreciere. Posibil că aceasta, am zis, sunteți cel mai minunat lucru care li s-a întâmplat până acum. Se bucură de această întâlnire, de faptul că v-au cunoscut. Ce a fost, a fost, nu știu. Eu v-am citit cărțile și ce vor să vă transmit acum. Eventual, poate să fie primește dragoste și apreciere din partea lor. Primiți dragostea și aprecierea din partea lor. Pentru că asta pot să ofere. Dragoste, apreciere, ajutor. Nu, repet, depinde, poate să fie invers etalarea, da? Acționați de ca și când partenerul este aici. Da? Asta e. Ca un mesaj la ei. Mesaj de la ei. Și cam asta e. Hai să vedem. Oh, ce cărți! Intense, strălucitoare. Cărțile de tarot și celelalte de mesaje sunt foarte necoase. Ce-a picat? Sweet thoughts, gânduri dulci față de voi. Pray you love, remember. Vă las ca să citiți. Da? Gânduri dulci față de voi. Oh, ce frumos! Probabil că dacă ar putea să vă ofere trandafiri albi, v-ar oferi. Da, un nou start, un nou început și înțelepciune. Posibil că își doresc, că avem magicianul, aveți asul de cupe și ar dori o nouă relație sau o relație cu voi. Poate sunteți doar cunoștințe, doar prieteni și și-ar dori ceva nou cu voi, să începeți. Pentru că aveți o dulceață aparte, aveți înțelepciune. Determination. Posibil că aici sunteți voi. Sunteți persoane foarte determinate, foarte creative, aveți reușite în profesionale, creative sau, eu știu, de altă natură și îi inspira să fie și ei determinați, să fie și ei creativi și să-și bifeze și ei niște reușite, eventual. Cam asta este. Și anticipare. Anticipare. Asta ține mai degrabă de knowing without knowing. Anticipează, eventual visează că dacă ar fi cu voi, ar fi bine. Ar fi bine. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!